Laura și astăzi o am alături de mine pe surioara mea Betty, pe care o puteți găsi pe canalul Betty El Club, aici sus pe ecran și jos în descriere. Și împreună cu tine, Betty, azi noi am hotărât să facem un challenge super interesant care se numește Pie Face. Ești pregătită? Da! Deci, acest challenge constă în faptul că o să avem aici o construcție pe care imediat o să facem, după care o să turnăm pe ea multă frișcă și una dintre noi o să primească câteva palme în cap cu frișcă. Așa, o să turnăm și trebuie să rotim. Așa. Cu noroc. Și? Nu, trebuie să rotim cât mai bine. Păi da, și... dar vezi că depinde de noroc, nu cât mai da, bine. Și dacă nu ești bine, îți dă cu palma. Deci ești gata să primești câteva palme în cap? Da. Ești gata? Bine, atunci să începem. Așa, mama ne-a ajutat să pregătim această minunată construcție și aici avem de asemenea și o ruletă de noroc. Da, vedeți că aici pe o parte, aici, aici, aici. E frișcă, da? Da. E frișcă și o să arătăm foarte amuzant cu fața aici. Uite, uite și arăt eu aici. Așa. Și așa și cum arăt la aia. Foarte minunat. Da. Așa. Și aici am pregătit și frișcuța noastră. Da, foarte gustoasă. Cine vrei să înceapă, Betty? Tu sau eu? Tu. Eu? Da. Bine. Așa. Așa, ruleta e gata. Punem frișcă pe palmă. Nu tare mult. Așa, ar fi amuzant să nu meargă. Ar fi foarte nașpa. A, gata. Da. Așa e ok? Da. Bun. Am un pic emoții. Cine vrea să o primească în față? Păi eu nu vreau, sper să o primești tu. Sper să o primești tu. Așa. Ai rulat? După am pregătit ruleta. Rotește, Laura. O rotesc. O să-ți pun eu cât e. La cât e? 2. La 2. Așa. Stai și arătăm la... până. Era la 2, mă rog, cred că au încredere în noi totuși. Așa, ești gata, Betty, să mă vezi? Da. Aaaa, din prima! Da! E gustos? Din prima! Doamne, nu pot să cred cât ghinion am putut să am! Am frișcă fi nas! Da. Acum mie! Ești gata, Betty, să primești și tu una? Nu! Stai! Hai mai pirotește! Așa, deci deocamdată eu am un punct în minus. Eu am încă o dată. Încă o dată? 3! A picat la Betty tocmai numărul 3. Deci arătăm. Oh, doamne, și-a pus la 2. Așa. Și încă un pic. No! Să fie mai măguț. Ești gata? Nu. Hai, nu. Hai, 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 că eu mi-am primit frișca. Hai, 1, 2, 3. Nu pot să cred așa ceva, cât noroc ai avut. Presimt că frișca asta tot eu o să mănânc. Mi-a nimerit încă o dată. Și 3 ori. Doamne, iarăși mie de 3 ori, sigur iarăși eu o să mănânc. O dată 2 și acolo. Păi da, dar iarăși cred că eu o să pierd. Da. 1, 2, 3. Da, și-a ridicat la mine, o să pice. La tine o să pice, hai. Te rog, x, 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 x. 1, 1, la Betty a picat 1, să vedem. 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 Nu ce e intins așa, Betty? Am mâncat cu ochii. Cu ochii am mâncat. Cu ochii am mâncat? Da. Și cu nasul mi se pare că leacă ai mâncat. Da. Ești foarte frumoșică așa. Așa rămâne.
așa. Îți urmează? Păi și eu tot am rămas murdar. Așa, deci deocamdată scorul nostru e 1-1. Chiar mă întreb cine o să piardă în această provocare. Tu. Eu? Rămâne de văzut. Eu o pierd. Oh, de ce s-a făcut măcuță frișca asta? Dar eu vreau să pierd. Tu vrei să pierzi? Frigiderul un pic. Ei, lasă, că o să fie mai moale. Acum eu, da? Așa. Dar eu vreau să pierd, că e atât de moale. 3. Mi-a picat 3. Sper ca să nu sară în mine, deci mă dau la o parte. Presimt că o sară în mine. 1. A, invers. Am văzut că scârțul de aia de diamant. Era 1, 2, 3. Ups. Așa, sperăm că n-am fricat-o. Așa, cel puțin eu n-am mâncat frișca în față. Ești gata? O, doar, uitați-vă la piești. Hai. Hai, nu, n-ai dat bine. Așa. E 2, la Betty a picat 2. Hai, Betty. Cade. Păi hai, să cadă în față la tine. 1, 2. N-am înțeles. Hai, mai repede, că cade aici. Da. Acum. 2. Hai. Hai mai repede, că o face. Pum. Pune frișca până când. Eu. E un 2. Da. Hai că deocamdată eu cam pierd. Așa. Cât era? 2. 1, 2. Nu pot să cred deja, cred că iar și eu o să pierd. Nu-i cinstit așa, Betty. E cinstit. X înseamnă că acum iarăși dă Betty. 2. Hai, bine. 4 era. 4? E 2? Nu, 2 plus 2 fac 4. A revedere prima runda. Da. Nu am înțeles cum plăca. De 2 ori câte 2. Nu e cinstit, ia la fișca. Cade. Îi las. Așa. 3. Presim că aici iarăși. Aici a căzut de pe mână. Nu-i nimic. Presim că iarăși eu o să pierd. 1, 2, 3. Ha! Haide! 2. Hai, Betty. Ați dat deja 6 la tine, nu? Mai multe, da? 1, 2, feritul la o parte. Ei, las. Dar deocamdată iarăși scorul 2-2. Iarăși suntem la egalitate. Eu propun să mai facem o rundă și asta să fie runda decisivă. Ce zici, Betty? Ești gata? Mai vreau runde. Ei, las, gata o rundă, că deja cât am? Eu 2, tu de 2 ori pierdut. Hai încă una și gata. Să vedem cine a câștigat. Bine. Vrei? Bine. Dar dacă nu și ne cadă? Cum să nu ne cadă la una? Oricum trebuie la un moment dat să cadă. Dar dacă nu o să cadă, trebuie până care, nu? Da. Așa. Sper să nu pierd eu. Pierd eu vreau. Eu vreau. Te rog, nu patru. 2. Nu-i prea amuzant, dar hai să vedem. Sper eu și am 4. Hai, e gata? Da. Nu-i cinstit deloc, Betty. Deci, cine e câștigătoarea acestui challenge? Și cea mai mare mâncătoare de frișcă? Eu am pierdut și Betty a mâncat frișca. Betty adoră frișca și eu, da? Deci, Betty, cine a pierdut? Eu am pierdut.
Noi, eu am pierdut și te-ai mâncat cea mai mult frișcă, da? Ți-a plăcut challenge-ul de azi? Da. Apropo, noi am mai făcut un challenge pe canalul lui Betty, în care acest joc a fost jucat de doamna Aiurica și de Betty. Acolo am fost mai mult așa în roluri, deci dacă vreți să accesați videoclipul, este foarte interesant, link-ul o să fie jos în descriere și aici sus pe ecran. Iar noi cred că o să vă spunem acum, pa, pa, nu uitați să dați un like la acest video, un subscribe la canalele noastre de YouTube și un follow la contul meu de Instagram. Ciao! Pa!